Pe 16 decembrie 1989, la Timișoara începe Revoluția Română, cea care avea să răstoarne regimul comunist. Se demonstrează pașnic. Spre seară însă, mai multe tramvaie sunt blocate de către manifestanți și se strigă jos Ceaușescu. Pe 17 decembrie, dictatorul dă ordin să se tragă la Timișoara, iar în oraș se aud primele focuri de armă. Au loc lupte de stradă între civili și militari și sunt incendiate taburi, tancuri și magazine. Pe treptele catedralei, mai mulți copii și tineri civili încep să scandeze: Libertate! Vrem o țară liberă! A doua zi, Nicolae Ceaușescu pleacă într-o vizită oficială în Iran. În acest timp este pusă la punct operațiunea Trandafirul, prin care peste 40 de cadavre sunt aduse de la Timișoara la București pentru a fi incinerate și astfel șterse urmele represiunii. După două zile în care armata, miliția și securitatea încearcă să reprime fără succes revolta, demonstranții ocupă centrul Timișoarei. Pe străzile orașului, militarii fraternizează cu revoluționarii și se scandează "Armata e cu noi!". În 20 decembrie, Timișoara devine primul oraș liber al României. Nicolae Ceaușescu revine de urgență în țară și decretează instituirea stării de necesitate în județul Timiș. Pe 21 decembrie, la București, în fața sediului Comitetului Central al PCR, este organizat un mare miting popular care să condamne acțiunile huliganice de la Timișoara. De la balconul Comitetului Central, Ceaușescu vorbește despre binefacerile regimului comunist. Discursul este întrerupt de huiduieli. Încercând să restabilească ordinea, Ceaușescu promite măsuri de creștere a nivelului de trai. Populația nu-l mai ascultă, iar mitingul se încheie. Mii de oameni ies pe străzile din jur și strigă pentru democrație și căderea dictaturii. În centrul orașului apar primele blindate și autoamfibii. În noaptea de 21 spre 22 decembrie, demonstranții, majoritatea tineri, se adună în apropierea hotelului intercontinental din piața Universității. Se formează baricada de la Inter, iar sute de oameni sunt uciși, răniți sau arestați. În dimineața zilei de 22 decembrie, marile uzine bucureștene își opresc activitatea, iar muncitorii vin spre centrul capitalei. Nicolae Ceaușescu anunță sinuciderea generalului Vasile Mila, pe care îl numește trădător. Postul de radio anunță instituirea prin decret prezidențial a stării de necesitate pe întreg teritoriul României. Armata, rămasă fără comandant, acceptă primul semnal de retragere dat de generalul Victor Atanasie Stănculescu. Manifestanții merg spre Comitetul Central și forțează intrarea în sediul acestuia. La ora 12:06, Nicolae și Elena Ceaușescu părăsesc clădirea Comitetului Central la bordul unui elicopter. 3 ore mai târziu sunt arestați lângă Târgoviște. Revoluționarii ocupă sediile radioului și televiziunii române, iar în aceeași zi se constituie Consiliul Provizoriu al Frontului Salvării Naționale, care preia întreaga putere în stat. În cursul nopții de 22 spre 23 decembrie începe să se tragă în mai multe puncte din capitală și sunt înregistrate victime în rândul armatei și populației civile. Ion Iliescu anunță că toate unitățile militare și marea majoritate a unităților de miliție și de interne acționează unitar împotriva teroriștilor. Pe 24 decembrie 1989 sunt adoptate măsuri excepționale, printre care încetarea completă a focului pe întreg teritoriul țării și predarea armamentului aflat în posesia civililor către unitățile militare. Capitala arată însă ca un oraș aflat sub asediu. De Crăciun, pe 25 decembrie 1989, Elena și Nicolae Ceaușescu sunt judecați de un tribunal militar extraordinar.
Procesul are loc la Târgoviște, iar cei doi sunt acuzați de genocid, subminarea puterii de stat și subminarea economiei naționale. În aceeași zi sunt executați prin împușcare. În ziua următoare, Petre Roman este numit în funcția de prim-ministru al Guvernului României, iar pe 27 decembrie 1989 este ales biroul executiv al Consiliului Provizoriu al Frontului Salvării Naționale, al cărui președinte devine Ion Iliescu. Tirurile armelor de foc i-au sfârșit pe 28 decembrie 1989, dar românii au plătit cu sânge pentru schimbarea regimului. România a fost singura țară din Europa Centrală și de Est în care trecerea de la totalitarism la democrație s-a făcut prin violență și cu executarea conducătorilor vechiului regim. Revoluția a făcut peste 4.000 de victime. Dintre acestea, mai bine de 1.000 de români și-au sacrificat viața pentru că și-au dorit o țară fără dictatură, o Românie în care legea este egală pentru toți. O Românie în care generațiile viitoare pot trăi în libertate.